Cei mai talentați și muncitori sportivi ai Clubului Olimpic s-au întrecut în cadrul campionatului național de karate tradițional care a avut loc în urmă cu câteva zile la Brăila. Ieșenii s-au întors acasă cu diplome, medalii și trofee. Avem medale de aur la comite echipe cadeți, avem medale de argint la kata echipe feminin, avem medale de bronz la comite individual masculin la junior prin Darius Antoci. Dascălul Cristina a făcut o surpriză deosebită luând medalie de bronz la Fuguco, deci putem spune că suntem pe drumul cel bun și iată că am ajuns, să spun așa, la masa celor mari. Nu doar sportivii Clubului Olimpic au fost prezenți în competiție și au realizat rezultate frumoase și tocmai de aceea sensei Petronel Luca a ținut să vorbească și despre elevii colegilor săi. La acest campionat au mai participat Clubul Risei condus de Marian Bejonaru, Clubul Iempi condus de Constantina Descăliței și, bineînțeles, Dragoș Bălăiasa, suprem karate. Dragoș la senior a luat tot ce se putea lua, deci locul 1 la comite individual, locul 1, adică medalie de aur la Fuguco, cea mai revenită probă, locul 3 la Kogo comite. Clubul Risei a dominat la juniori, dacă mi-aduc bine aminte și sunt sigur, la juniori, cred că la juniori băieți, podiumul a fost ocupat de 1, 2, 3 de Risei. Drumul spre performanță este mereu presărat cu provocări și greutăți, însă pentru Dragoș Bălăiasa totul pare ușor, pentru că a descoperit rețeta succesului. Rezultatele obținute în urma acestui campionat național nu sunt decât munca, perseverența și consecvența mea din toți acești 20 de ani de când am călcat prima dată într-o sală de antrenament de karate și nu pot spune decât faptul că rezultatele mele încearcă de fiecare dată să mă depășească. Pe mine însumi. 5 medalii a strâns Clubul Olimpic în cadrul competiției de la Brăila, iar acum sportivii așteaptă cu nerăbdare următoarele concursuri naționale și internaționale.